Bună! Astăzi vreau să împart cu voi câteva lucruri foarte drăguțe pe care le-am primit de la Rapesco și le-am aici. Sunt foarte multe chestii super drăguțe pentru agendele noastre, dar nu neapărat. Și dacă stați la birou și aveți de organizat multe hârtiuțe și tot felul de lucruri de sortat, ar fi bine să rămâneți lângă mine. Și primul produs pe care vreau să vi-l arăt este acest document holder și ceea ce mi se pare mie cel mai tare la el este faptul că are două funcții, pe lângă faptul că puteți pune aici până la 20 de hârtii și să vi le țină foarte bine și pentru mine este super util pentru că soțul meu este foarte dezorganizat și tot timpul are tot felul de hârtiuțe pe care scrie și nu sunt la îndemână și în felul ăsta eu îi le strâng toate și le pun la vedere, dar produsul ăsta nu face doar atât, ci în spate are această codiță cu care puteți să scoateți capsele și știți că există acele clipsuri cu care se scot capsele, însă eu acasă nu am unul și mi s-a părut inclusiv foarte tare ideea că e foarte așa, foarte drăguț, foarte cutie și din nou e și roz. Un alt produs care mi s-a părut foarte util este acest capsator și dacă aveți multe lucruri de capsat, chiar contează ce fel de capsator aveți și trebuie să precizez că toate produsele astea, pe lângă faptul că arată într-un anume fel, sunt de o calitate foarte, foarte bună, iar acest capsator pe care l-am primit m-a surprins foarte plăcut pentru faptul că, deși atunci când te uiți la el pur și simplu ți se pare un capsator normal, atunci când apeși, nu știu, are un mod de a apăsa în așa fel încât să nu trebuiască să pui foarte multă presiune și mi se pare foarte, foarte bun, calitativ, într-adevăr. Sunteți în căutare de un capsator bun și capsatorul pe care l-aveți, spre exemplu, la job, vă scoate din minți, ar fi bine să intrați pe site-ul Trima, unde găsim produsele Rapesco și să încercați să vedeți dacă găsiți culoarea care vă place vouă și să încercați produsul ăsta. Tot vorbeam de arhivat documente. Probabil și voi ați trecut prin o grămadă de clipsuri și v-ați stricat și oja și v-ați umplut de nervi. Ei bine, eu până acum nu știam că există așa ceva și anume un suport care, în care se pun clipsuri și cu care e treaba super ușoară pentru că tot ce trebuie să faceți este să apăsați în acest fel și e cu arc, deci nu puneți din nou foarte multă presiune. Și în plus aceste capse sunt foarte drăguțe și au o grămadă de modele, nu trebuie neapărat să fie acestea, însă acestea mă gândesc că ar fi foarte drăguțe pentru cineva care este la școală, să zicem, pentru că sunt cu smiley faces și bine, nu neapărat smiley, pentru că sunt tot felul de fețe mai încruntate, mai fericite. Și am să vă arăt o grămadă de capse de genul acesta ca să vedeți că aveți de unde alege și este foarte important să vă uitați la detalii de genul 40 de foi până la 40 de foi și sunt de mărime medie pentru că probabil există pe mai multe mărimi și cu un număr divers de prindere a foilor. Folosește cu acest dispenser, însă credeți-mă că se poate și cu o forfecuță mică în cazul în care nu aveți acest dispenser să le folosiți fără probleme. Dar da, sunt foarte drăguțe și destul de slim. Arată cam așa, oricum o să vă inserez poze mult mai detaliate. Și mai am încă unele care sunt sub formă de inimioară și acestea îmi plac foarte mult. Din nou, sunt mărimea medie și prind până la 40 de coli și sunt 100 de bucăți. Și de asemenea am primit și acest gen de binder clips care îmi sunt foarte utile mie și le folosesc foarte des.
iar acestea vin din nou în mai multe modele și culori, prin până la 75 de col și sunt 20 de bucăți. Și încă un produs care este super util, mai ales acelora dintre voi care aveți plenere, dar poate fi folosit inclusiv pentru arhivarea documentelor, este acest puncher imens care este ajustabil. Recunosc că nu m-am jucat suficient cu el, dar poate fi folosit pe diverse mărimi. Are 6 găuri, potrivit pentru plenere, de aia spun, pentru agenda a 6, pentru a 5, pentru pachet, pentru agenda din aceea micuță și puteți să lucrați, să vă jucați de aici cu toate nebunile astea. Și are inclusiv pentru blocare. De aici puteți să le schimbați voi locația, astfel încât să le faceți pentru unul mai mic, unul mai mare, cum vă doriți voi și voi să reglați treaba pe aici. Din nou, nu este foarte greu de folosit. Să vă arăt în agenda mea, spre exemplu, cum am folosit aceste clipsuri. Puteți observa că m-am folosit de diferite culori și practic mi-am creat niște separatoare, dar și partea pe care o folosesc eu cel mai des cu calendarul în agenda, am folosit pe lateral genul ăsta de clips care în plus are o față zâmbitoare. Și chiar acum vă voi lăsa în descriere, dar și pe ecran mare scris, site-ul de unde puteți comanda în România produsele astea, să vedeți și voi prețurile și dacă vi se par ok produsele. Eu una le recomand, chiar sunt foarte mulțumită de fiecare produs pe care l-am primit. Dacă v-a fost de folos acest video, nu uitați să-i dați un like și un share și vă mai aștept la mine pe canal. O zi bună!